Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A zis că să intru și eu la cură de slăbire. Să mănânc, adică să nu mai mănânc toate prostiile. Zafiu întreba ieri dacă se poate face salată fără ulei. Da, am zis să evit și ulei și tot. Salată. Iei salată și o mănânci. Asta este salată fără ulei. Am zis că atunci când mai luăm un cârnăciur sau ceva și așa, să tai o bucată de ardei de la gras. Auzi, dar tu acum chiar mănânci numai salate de astea, nu știu ce? Nu, n-am încă nu sunt, adică de ieri mi-a venit ideea. Practic ai luat legumele să faci cunoștință cu ele, da, am umplut. Să se obișnuiască cu ele, să le vadă. Am umplut frigiderul. A râs toată casa de mine. Am râde și voi. Și ce legume ai luat? Dar nu asta, castraveți, roșii. Și ce faci? Ardei? Tu știi ce să faci cu aceste? Nu știu ce să fac cu ele. Castraveții sunt periculoși. De ce sunt periculoși? Au apă. Au apă? Au apă, reții apă. Nu e bine să reții apă. Roșiile ardei, aia faci treabă, că îi pui lângă carne la cuptor și îi faci spectacol. Castravetele ăla n-are niciun talent. Păi nu, castravetele l-am luat când, în loc să mănânc ceva, nu știu, să iau ceva, niște chipsuri, de exemplu, știi? Mai ronțe un castravet. Mai ronțe un castravet. Să ia morcovi. Morcovii sunt mai buni? Măcar ajută și la ochi. Dar castravetele la... Da, ajută la ochi? Castravetele ajută la tzatziki, foarte bine. Da. Ai castravetele, în principiu... Dar trebuie să pui ulei. Puțin ulei, da, și iaurt gras grecesc. Nu. Și nu mărar și usturoi. Și după aceea îți trebuie niște lamb chops. Cotlete de miel lângă și merge perfect. O să vă povestesc zilele astea ce fac cu ele. Și cartofi prăjiți. Dar ți-am zis, poți să mănânci? Știi că doamna Bilic, noi avem un respect deosebit pentru Mihaela. Da. Medicul nutriționist Mihaela Bilic. Da. Eu sunt fanul ei. Pentru și eu mie îmi place. Da. Și uite, ea spune așa, citez. Se poate slăbi și cu șaorma și cu sarmale și cu merdenele. Asta mă descumpănește pe mine. Deci am avut din nou dreptate. Și eu am zis că se poate slăbi chiar și cu toate la oaltă, dacă vrei. Da, și uite ce spune Mihaela, un profesor de nutriție din Kansas. Deci, important. Practic, dacă e din Kansas... Kansasenii sunt celebri pe nutriție. Kansas City, nu? A demonstrat că se poate slăbi cu fast food. Și a fost o chestiune năucitoare pentru mass media și pentru lumea medicală. Pentru cei care nu știu cum devine treaba, pentru că noi chiar încercăm de mult timp metoda asta. Zilnic. Și, da, o perfecționăm zi de zi. Deocamdată n-am reușit, dar perfecționăm, știi cum e. Dacă exersăm mult timp, o să reușim să găsim soluția. Acest nutriționist american kansasian a mâncat timp de 2 luni și jumătate câte 1800 de calorii pe zi și a slăbit 12 kg. Slăbuț. Și analizele de sânge s-au îmbunătățit, sigur, leșina zilnic, dar era bine. Fast food cu 1800 de calorii pe zi? Da, mă. Doar atât? Da, știi, da, ce fast food numără... Da, mă, dacă nu merg caloriile, eu am slăbit. Dacă nu merg caloriile și stabilești la greutatea ta, tu trebuie să mănânci probabil mai puțin de 3200, cât ai tu acum, ca să nu mori pe stradă. Nu, dar dacă îți controlezi caloriile, poți să slăbești, că ideea este să consumi mai mult decât alimentezi. Păi puțin, 1800 de calorii pe zi doar a trecut pe lângă fast food. Am irosit? Cred că da. Fast food-ul. A luat 3 cartofi și atât de burger, da, și a zis că a mâncat fast food. A lins un cartof, da, un pic, a sub sucul de la hamburger și gata. Deci ce experiment e ăsta? Ăsta este. Deci e așa... Uite ce mai spune Mihaela. Nu poți să spui că e mai bine să slăbești dacă mănânci piept de pui și salată decât dacă mănânci șaorma. Deci ea zice poți să mănânci orice dacă rezultatul e să slăbești. Important e să slăbești și după ce ai slăbit să menții greutatea. Aici cred că greșim. Asta noi. E. Eu aici păcătesc. Mie-mi iese asta, dar doar după ce mă îngraș. Eu slăbesc și după aia mă entuziasmez. Asta. Și pierd hățurile. Dar să știi că șaorma, eu întotdeauna am militat pe un șaorma. Șaorma mie mi se pare unul dintre cele mai sănătoase. Sigur. Feluri de mâncare, dacă nu-i pui maioniz. Fără maioneză n-are farmec. Ba da, poți să-i pui un sos de tahini. Ăla nu, crezi că tahini nu are calorii? O bune? Are, dar n-are ca maioneza, nu face atât de mici. Nu-i pui cartofi prăjiți. Imediat. Și dacă faci carnea, e super sănătoasă, că e arsă la ăla frumos, slow cooked, cum ar veni, da, și rumenită, e fără ulei, fără altceva. Tu zi acolo, că eu, uite, da? Și dacă nu pui cartofi prăjiți și o faci cu roșii, ceapă, pătrunjel mult, și un fir de sosuț, tu mic. Tu te auzi ce vorbești? Aia e chiar dietetic. Fii atent, tahina, 100 de grame, 700 de calorii. Mamă. Păi și tu folosești 10 grame, 70 de calorii. Serios acum? Păi cât are un... Și maioneză, vrea, primă, vrea și urma pui 100 de grame, că nu o năclăiești. Ăsta vrea și urma fără maioneză și fără cartofi. Da, poți pui ketchup. Mă rog, deși eu sunt total împotriva ketchupului în șaurma, dar... Păi n-ai făcut nimic. Păi da, dacă vrei să ții regim, trebuie să lași de undeva și lași din maioneză, dar până la urmă să faci damblaua și mănânci șaormiță. Zici? Da. Cum poți să faci și cu burgerul, că nu mai mănânci chifla.
Da. Și am văzut unii care săraci și nici brânza. Da, mănâncă de regim burger, nu e fără da. Brânză, fără chiflă. Nu găsesc maioneză, de asta de shawarma n-au, pe aplicația mea. Tot așa, numai ketchup și muștar, știi? Ce uite, fii atent. Burger sănătos. Scuză-mă, maioneză, practic maioneză, nu? 632 da. De mamă. Calorii 100 de grame. Deci, practic, e același lucru, prietene. Pe atunci, deci, putem spune și maioneză. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.